Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Este oficial, Aurel Gabriel Simionescu, candidatul Uniunii Social-Liberale la fotoliul de primar al municipiului Brăila, a mai primit un mandat din partea brăilenilor. Numărătoarea voturilor s-a terminat încă de dimineață, iar rezultatul oficial a venit în jurul orei 10. Aurel Gabriel Simionescu a câștigat încă un mandat, reușind să strângă peste 47.000 de voturi. Pe locul al doilea, la o diferență considerabilă de voturi, se află independenta Simona Drăghincescu, care a adunat peste 17.000 de voturi din partea simpatizanților. Clasamentul continuă cu Sorin Ovidiu Bălan de la Partidul Poporului, Dan Diaconescu, care a obținut aproape 16.000 de voturi, în timp ce deputatul Viorel Balcan, candidat din partea Alianței pentru Viitorul Brăilei, a obținut aproape 6.700 de voturi. Clasamentul la Consiliul Local Municipal este condus tot de USL, urmat de PPDD, AVB, PUER, PPLC și Simona Drăghincescu. Alegerile locale de anul acesta au fost câștigate în ceea ce privește fotoliul de primar și majoritatea la Consiliul Local Municipal de către Uniunea Social-Liberală. Aurel Gabriel Simionescu, candidatul Uniunii la primărie, a obținut încă un mandat, în timp ce la Consiliul Local Municipal USL-ul a obținut 14 mandate. Simionescu Aurel Gabriel, din partea USL, a câștigat această funcție, să spunem, cu număr de voturi valabile exprimate, 47.374. Pe locul 2 s-a aflat doamna Drăghincescu Simona, independent, cu un număr de voturi valabile exprimate de 17.157. Pe locul 3 s-a aflat domnul Sorin Ovidiu Bălan de la PPDD, cu un număr de voturi de 15.947. Iar pe locul 4, Balcan Viorel, ABB, 6.663, pentru Consiliul Local. Uniunea Social-Liberală a câștigat 14 mandate, cele mai multe mandate au fost atribuite. Partidul Poporului Dan Diaconescu a obținut 4 mandate. Alianța pentru Viitorul Brăilei, de asemenea, 4 mandate. Și să spunem surprizele noastre, Partidul Uniunea Ecologistă din România 2 mandate și Partidul Poporului și, de fapt, surprizele sunt acestea, Partidul Poporului 2 mandate, deci nu confundați cu PPDD, da? Și doamna Drăghincescu Simona, candidat independent, normal, cu un mandat de consilier local. Au fost și alegători care au votat pe liste suplimentare, dar și voturi nule, sesizări și reclamații. Însă acestea au fost soluționate fără probleme. Număr total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circunscripția noastră electorală, adică din municipiul Brăila, 189.690. Pe listele permanente au fost un număr de 187.614 alegători. În fine, și niște cifre mai mici pe liste complementare s-a votat și pe liste suplimentare, conform legii, un număr de, total de 1839 de persoane au votat pe listele suplimentare. S-a folosit urna specială în 59 de cazuri. Număr total al alegătorilor care s-au, nu am procente, deci asta vă pot spune, da? Care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din Brăila, să spunem, da, pe înțeles tuturor, 97.377. Iar pe listele înscriși care s-au prezentat, numărul total care s-au prezentat la vot și sunt înscriși pe listele permanente, 95.476. Pe complementare și, în fine, alte astfel de cifre, mai sunt niște cifre mici și nesemnificative. Numărul total al voturilor valabile exprimate, 93.549. Număr total al voturilor nule, 3.814. Sesizări, să le spunem, sau trei, de fapt, două provenind de la USL sau USL una, PSD simplu venit organizația Brăila alta și AVB una, toate respinse prin hotărârile biroului nostru și împotriva cărora, din câte am înțeles, nu s-a făcut una contestație. În rest, alte sesizări, au mai fost tot felul de reclamații și la noi privind anumite incidente din secțiile de votare și punctual s-a luat legătura cu fiecare președinte de secție să ceară explicații, să
de anumite explicative în anumite situații cu privire la cele întâmplate și... dar nimic, chestiuni mai grave de care noi doar am auzit, s-au înregistrat dosare penale, dar pe care, care nu ne privesc pe noi. Poliția le are pe rol, dacă există, noi chiar nu știm și le va soluționa. Suspans la Consiliul Județean, de la închiderea urnelor și până la anunțarea rezultatelor finale, numărătoarea parțială a arătat că Gheorghe Bunea Stancu, candidatul Uniunii Social-Liberale la funcția de președinte al Consiliului Județean Brăila, a fost cu câteva procente în fața principalului contracandidat, independentul Sergiu Diacomatu. Surprinzător, al treilea candidat, ecologistul Mihai Chelu, a reușit să strângă ceva voturi. La ora 10, biroul electoral județean a anunțat rezultatele parțiale după ce fuseseră centralizate date din 147 de secții de votare. Rezultate parțiale, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Bunea Stancu, 45,52%, Diacomatu Sergiu Ionuț, 39,47%, Chelu Mihai, 15%. Conduce Uniunea Social-Liberală cu 45,99%. Pe locul 2 este Partidul Poporului Dan Diaconescu cu 19,60%. Locul 3 Alianța pentru Viitorul Brăilei cu 17,58%. Căpățână Marian, candidat independent, 6,63%. Partidul Uniunea Ecologistă din România, 3,42%. Partidul Poporului, 3,16%. Partidul România Mare, 2,98%. Partidul Totul pentru Țară, 0,62%. Repet, sunt rezultate parțiale. Pe măsură ce orele treceau, emoțiile erau mari pentru susținătorii celor doi candidați. Pe tot parcursul zilei, datele furnizate de biroul electoral județean au arătat o diferență de câteva procente între Gheorghe Bunea Stancu, candidatul Uniunii Social-Liberale, și Sergiu Diacomatu, independent, în favoarea actualului președinte de Consiliul Județean, Gheorghe Bunea Stancu. Ultimele rezultate parțiale arătau astfel: Gheorghe Bunea Stancu, 46,41%, Sergiu Diacomatu, 38,39%. În ceea ce privește Consiliul Județean, Uniunea Social-Liberală deținea peste 45% din voturi, restul fiind împărțite de celelalte formațiuni. Numărătoarea finală mâine dimineață la ora 9. Munca fără forme legale este în continuare practicată de unii patroni din Brăila. Ba mai mult, o firmă de confecții textile avea la muncă 7 angajați cărora nu le întocmiseră formele legale de angajare, fapt ce constituie infracțiune. Și asta nu este tot. Inspectorii de muncă au descoperit luna trecută și alte probleme la angajatorii verificați, care se referă atât la domeniul relațiilor de muncă, cât și la cel al sănătății și securității muncă. Amenzile nu au întârziat să apară, astfel că cele mai mari sume au fost acordate patronilor prinși cu muncitori la negru, respectiv 193.000 de lei, din totalul de 320.000 de lei sancțiuni contravenționale aplicate de inspectorii de muncă pentru deficiențele constatate. Inspectorii de muncă au descoperit luna trecută mai multe deficiențe la controlele efectuate, iar amenzile nu au întârziat să apară. În luna mai, conform programului nostru de control, au fost verificate 370 de unități de agenții economici care desfășoară activitatea în județul Brăila. Pe lângă unitățile programate la începutul lunii prin grafice de control, au mai fost derulate 3 campanii naționale stabilite de către Inspecția Muncii în cursul lunii, 2 dintre acestea fiind în domeniul securității de muncă și una având și relații de muncă și securitatea de muncă. De menționat că în perioada 7 mai, 18 mai, s-a derulat în domeniul securității de muncă campania națională privind verificarea respectării prevederilor legale de securitate de muncă la societăți cu activitate de reparare a autovehiculor. În perioada 14 mai, 16 mai a fost o campanie în domeniul securității de muncă în domeniul construcțiilor, iar în perioada 22-23 mai s-a derulat o campanie națională în domeniul produselor textile, pelării și încălțămintele, având ca obiect de control și relația de muncă și securitatea de muncă.
Ei bine, în toate aceste controle, principalele conformități sintetizate pe parcursul lunii mai au fost în domeniul relațiilor de muncă, de muncă fără forme legale, neîntocmirea formei scrise a contractului de muncă, nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă și repausul săptămânal și cu referire la munca suplimentară. Iar în domeniul securității și sănătății de muncă, frecvente au fost deficiențe legate de riscurile de accidentare la locul de muncă, de întocmirea planului de prevenire și protecție și supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor. Pentru astfel de inconformități, în cursul lunii mai au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 320.000 lei sau 3.200.000, din care pentru munca fără forme legale 193.000 lei. Munca fără forme legale continuă să fie o practică pentru angajatori, dovadă numărul persoanelor descoperite pe parcursul lunii trecute, iar unii angajatori sunt dispuși să riște orice, numai să nu facă angajări așa cum prevede legea. Subiectul muncă fără forme legale în luna mai a însemnat depistarea 45 de persoane ce lucrăm în astfel de condiții, la un număr de 17 angajatori. Aceștia ar fi, după domeniul de activitate desfășurată, s-ar clasifica în comerț la 5 angajatori 12 persoane, în construcții la 5 angajatori 14 persoane, în alimentație publică, restaurante, baruri la un angajator 2 persoane, transporturi, un angajator 2 persoane, agricultură, 2 angajatori 5 persoane, confecție, stire, 2 angajatori 9 persoane. Și poate că ar trebui făcută precizarea că tot în cursul lunii mai a fost constatată o situație de infracțiune referitoare la munca fără forme legale la o firmă cu domeniul de activitate de confecție de stire, fiind depistate 7 persoane ce desfășurau activitate fără forme legale în cadre. Ești proaspăt absolvent și te afli în căutarea unui loc de muncă? Dacă într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii nu ai reușit să te încadrezi în muncă, poți solicita indemnizație de șomaj. Care sunt actele necesare cu care trebuie să te prezinți la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a beneficia de ajutor și care sunt formele de sprijin? Află din materialul următor, chiar de la reprezentantul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Absolvenții care doresc să beneficieze de serviciile oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila gratuit se pot înregistra în evidența agenției în termen de 60 de zile de la data absolvirii. Pentru a se înregistra în evidența agenției vor prezenta o adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă, adeverință eliberată de la școala pe care a absolvit-o, precum și copie după carte de identitate. Dacă în perioada de 60 de zile de la data absolvirii absolventul nu și-a găsit un loc de muncă, atunci poate solicita indemnizație de șomaj. Înregistrarea absolvenților se va realiza la sediul agenției din Bulevardul Dorobanților, numerele 603-605, modulele 2 și 3, la sediul agenției locale din strada Sergent Tătaru, numărul 2, corp B, etaj 3, în curtea grupului școlar Mihail Sebastian, la punctul de lucru Făurei cu sediul în strada Republicii, numărul 36, sau la punctul de lucru în Surăței, din șoseaua Brăilei, numărul 18, în funcție de localitatea de domiciliu. Conform legii, absolvenții pot beneficia de prime de încadrare și de stimularea mobilității forței de muncă, respectiv prime de instalare și prime de încadrare în anumite condiții. Serviciile oferite de Agenția Absolvenților sunt cele de informare și consiliere, medierea muncii, formare profesională. Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției din municipiu sau la numerele de telefon și de fax 0239-611-519. Speedway internațional pe stadionul municipal din Brăila. Prima etapă a cupei MACEC a fost pregătită de organizatori în cele mai mici amănunte, iar spectacolul oferit de majorete de fanfară și de Marian Cojocaru, care nu a putut concura fiind accidentat, dar a aterizat pe stadionul municipal cu deltaplanul, a fost pe placul celor peste 5.000 de spectatori. Au lipsit câțiva alergători importanți, însă spectacolul pe pistă a fost garantat de ucrainieni. De altfel, doi dintre ei s-au și regăsit pe podium la finalul acestei prime etape a cupei MACEC. Concursul a fost câștigat cu maximum de puncte 15 de către un ucrainian. Locul al doilea a revenit unui polonez, iar locul al treilea tot unui ucrainian.
Sâmbătă după amiază, pe stadionul municipal a avut loc prima etapă a Cupei Nocei, la care au participat internațional au primit din partea organizatorilor Alexandru Toma și Fănică Popa. Semnele Cupei Mace, campionul național în titlul al României, brăileanul Alexandru Toma, sportiv legitimat la CSM, a câștigat două manșe, a acumulat 11 puncte și s-a clasat pe locul al cincilea, în timp ce colegul său de club, Fănică Popa, a adunat la final doar 9 puncte și s-a situat mult mai jos în clasamentul general. Spectatorii prezenți la acest concurs internațional au primit din partea organizatorilor șepcuțe, tricouri cu însemnele Cupei Mace, dar și baloane.